Să onorăm flacăra ascensiunii la nivelul primei chakre. Faceți acest exercițiu în afara momentelor în care atenția vă este solicitată în mod deosebit, respectiv nu atunci când conduceți și nici atunci când lucrați cu utilaje. Chakra rădăcină, prima chakra, este considerată chakra de bază ce corespunde senzației de securitate și apartenență, iar de ea depinde felul în care simțim că suntem sau nu susținuți în această lume. Este localizată între organele genitale și anus, afectând întreaga structură osoasă, precum și toată partea de jos a corpului, din vârful degetelor de la picioare până la coccis. Denumirea sa în sanscrită este Muladhara și înseamnă rădăcină sau bază, dat fiind că prin ea se face legătura cu Mama Pământ. Culoarea corespondentă este roșu, iar în acest exercițiu o vom vizualiza în lumina albă a flăcării ascensiunii. Închide ochii, respira adânc și dă voie mușchilor să se relaxeze. Cu fiecare inspirație și cu fiecare expirație, dă voie corpului tău să se relaxeze complet. Scanează-ți corpul și observă părțile care au rămas tensionate. Relaxează-le în mod conștient acum, știind că în timpul acestui exercițiu, corpul va continua să ți se relaxeze cu fiecare respirație pe care o faci. Imaginează-ți o strălucitoare culoare albă care îți cuprinde întreaga parte de jos a corpului, în zona coccisului, simțind cum te umple o senzație de pace interioară, liniște și siguranță. Lasă lumina albă a flăcării ascensiunii să strălucească cu putere în zona coccisului și dă-i voie să se extindă. Simte cum pacea curge în tot corpul tău, rămânând într-o stare profundă de relaxare, în timp ce îți duci atenția rând pe rând pe fiecare dintre punctele energetice sugerate mai departe. Început sprânceană. Aleg să trăiesc în integritate. Coada ochiului. Iubesc sincer și din adâncul inimii. Sub ochi. Sunt conectat cu întreaga viață în toată gloria sa. Sub nas. Știu cine sunt. Bărbie. Alegerile mele se bazează pe ceea ce știu că e mai bine pentru mine. Clavicula. Îmi asum responsabilitatea pentru felul în care este viața mea. Sub braț. Îmi afirm dreptul de a fi parte din ceva mai măreț decât mine. Sub piept. Știu că sunt cu adevărat bun. Încheieturi mâini. Sunt în putere în orice situație. Vârful capului. Sunt îndreptate, adevăr și iubire. Început sprânceană. Sunt în siguranță și am tot ce am nevoie. Coada ochiului. Sunt întotdeauna protejat și ghidat. Sub ochi. Corpul meu mă susține să trăiesc o viață creativă și fericită. Sub nas.
sunt deschis către sursa vieții care mă susține dincolo de orice limită aparentă. Bărbie, sunt recunoscător pentru toate posibilitățile de creștere ce apar în viața mea. Clavicula, sunt recunoscător pentru toate încercările care m-au învățat să fiu cel care sunt. Supraț, iert și eliberez tot trecutul și trăiesc aici și acum. Subiept, merit o viață bună și sănătoasă. Încheieturi mâini. Mă iert pentru momentele în care mi-am neglijat corpul în trecut. Vârful capului. Îmi iubesc corpul acum și fiecare celulă îmi este plină cu energie și putere. Început sprânceană. Știu că merit să trăiesc confortabil în securitate materială. Coada ochiului. Materia este prietena mea și îi permit să se instaleze cu abundență în viața mea. Sub ochi. Îmi asum alegerile și mă angajez să îi dau corpului meu tot ce are nevoie pentru a se simți bine. Sub nas. Sunt gata să am grijă de mine în toate situațiile. Bărbie. Sunt conectat la tot și aparțin acestuia. Clavicula. Trăiesc în sentimentul de apartenență. Sub braț. Sunt în siguranță în fiecare clipă. Sub piept. Îmi iubesc viața exact așa cum sunt. Încheieturi mâini. Pământul este casa mea. Vârful capului. Și chiar așa și este. Respira adânc, relaxează-te și când ești gata, deschide ochii și bucură-te de minunăția numită viață.